Ascultați acum. Plăcintă dobrogeană sau beret turcesc. Vă salut, prietenii mei gurmanți. Astăzi o să pregătim o rețetă de plăcintă cu spanac și cu ceapă și cu foitaj de casă, cel mai important. Facem totul de la zero acasă, da? Și dacă ești vegetarian sau ești în post, schimbi untul cu margarină și poți să mănânci perfect această rețetă. Da? Eu la mine în canalul meu de YouTube o să o bag în lista rețetelor de post. Așa că urmăriți-mă în YouTube și aveți o listă acolo foarte mare cu rețete de post. Haideți să nu vă țin mult de vorbă și să vedem de ce avem nevoie pentru a pregăti acest berec minunat în melc, cum mi l-ați cerut. Cum facem berec în melc cu foitaș de casă, simplu și ușor și posibilele greșeli care puteți să le faceți de vi se rupe aluatul. Începem! Hai să vedem de ce avem nevoie. Prima dată pentru aluat. Avem nevoie de făină, apă și sare. Nimic mai mult. Aici ce putem să-i mai punem? O linguriță de oțet ca să iasă mai crocant, cum am pus la baclava, dar astăzi nu o să-i pun nici oțet, da? După aia avem nevoie de 100 de grame de unt și un păhărel de ulei. Să amestecă untul, să-l topim și-l amestecăm cu uleiul. Și eu astăzi o să-l umplu cu spanac. Am un kil de spanac. Am două cepe, aproximativ 450 de grame. Condimente care folosesc eu sunt, pe care o să le folosesc, este piperul negru și o linguriță de boia dulce. Voi aici, după gust, puteți să le pregătiți cum vreți. Și o să-i pun, bineînțeles, și sare. Ce vreau să vă mai spun aici, voi puteți să-l umpleți cu orice altceva, da? Puteți să-l umpleți cu carne tocată, cu ceapă, puteți să-l umpleți cu brânză, cu mărar sau cu pătrunjel, puteți să-l umpleți cu cartofi. Dacă vreți să faceți ceva dulce, faceți compoziția de la plăcinta cu mere și o băgați aici înăuntru. Ce bunătate scoateți, da? Haideți să vedem. Eu astăzi o să-l fac cu spanac și într-un video următor o să facem altul cu un foitaj mult mai ușor și vă arăt și acolo cum îl pregătim. Haideți să încep. Acum o să vă spun despre aluat. Da? Eu am o făină aici. O făină, trebuie să aveți o făină puternică. A mea are 13% proteine, da? Și punem făină aici, un kil de făină. Așa. Îi adăugăm imediat. Facem aici un loc. Da? Eu îi adaug sare. Îi adaug așa. Două lingurițe mici așa de sare. Și aici am pregătit 400 de mililitri de apă. Și acum o să vedem câtă apă folosim. Adaug apa încet, încet. Dar eu la sfârșit vă spun pentru făina mea că depinde de făină, una absorbe mai mult, una absorbe mai puțin apă, da? Și acum începem să le amestecăm bine. Gata. Eu am scos-o pe masă să o frământ mai bine. Acum vă spun. Eu am pregătit doar 400 de grame. A absorbit 800 de mililitri de apă, da? Deci un kil de făină cu un procentaj de 13% de proteine și 800 de mililitri de apă. Uitați aici cum e ieșit de tare. Și acum, nu trebuie să lăsăm să odihnească, că n-are drojdie, n-are nevoie de crescut deloc. Eu îl pun aici în castronel, timp în care eu o să-mi curăț aici și revin cu voi să-l tăiem și pregătim imediat celălalt ingredient. Hai! Între timp, topim untul, ca să aibă timp să se răcească. Topim untul și îl amestecăm cu uleiul, da? Untul trebuie să fie rece când o să ungem foitajul nostru. Este foarte important să nu fie cald, că o să se rupă, da? Haideți să-l topim. Topit untul și acum îl amestec cu uleiul, da? E foarte important pentru un rezultat mai bun. Amestecați ulei cu unt, da? Și acum lăsăm aici un pic să se răcească. Deja e aproape rece, dar până facem noi tot aluatul, el se răcește. Haideți, eu continui acum cu aluatul. Gata, am scos coca. Am făcut un pic așa să-i scoatem aerul. Acum de făină nu mai avem nevoie. Eu o să miung aici un pic o tavă cu ulei. Pentru că acum o să le punem aici să odihnească. Și acum o să le tăiem. Haideți să le vedem. Eu o să le tai cam de mărimea asta. Și ia să vedem. 290 de grade, 290 de grame. O fac un pic mai mică. Vă spun de ce. Cum masa mea aici nu-i prea mare, eu nu pot să deschid foaia prea mare. Și așa că o să le tai un pic mai micuțe. Cam așa. 4, 5, 6 și mi-a rămas una mai mică și acum o să o egalez și pe asta. Tai din fiecare câte puțin și le facem aproape la fel. Care e mai mare, așa. Cam asta ar fi. Ia să. 260 asta, 251, sunt aproape egale, da? Acum ce facem? Pun un pic de ulei pe masă eu aici ca să nu
O să le deschid așa, un pic. Și le punem aici în tapă. Le ungem cu puțin unt și cu ulei. Așa, și le pun în tapă. Le dau și pe partea asta, la altă. Și așa o să facem cu toate, da? Gata. Și pe ultima, le pun aici. Și acum o să le lăsăm să se odihnească minim o jumătate de oră, da? Cu cât le lăsăm mai mult, cu atât le întindem după aia mai bine, da? Puteți să le lăsați și 2 ore. O oră e cel mai indicat. Eu o să le las timp în care o să-mi pregătesc spanacul și o să-l las să răcească, da? Haideți! Îmi fac curat și trec cu spanacul imediat. Am pus cratița la foc, îi adăugăm puțin ulei, să călim bine ceapa și deși nu e nevoie, putem să-l punem și crud, eu o să călesc și spanacul, da? Gata, ceapa s-a prăjit ajuns, da? Vedeți eu cât am pus. Ceapa trebuie să fie din belșug, să nu vă zgârciți la ea. Și aici, dacă voi vreți să mai puneți orice altceva, puteți să puneți. Eu acum pun și spanacul. Spanacul nu e nevoie prea mult, doar puțin o să-l... Așa, și pe jos. O să-l prăjim și pe el puțin. Hai. Acum că s-a nebușit un pic, îi adăugăm sarea. Da? Eu adaug o linguriță de sare. Aici voi piperul puneți după gust. Eu am o linguriță de piper. Așa. Și boia roșie. Puteți să-i adăugați tot ceea ce vă place voi aici. Hai, eu îl amestec bine și îl trag deoparte să se răcească. Gata! Mi-am uns masa cu ulei. Ia uitați aici, avem spanacul care s-a răcit. Avem aluatul aici care l-am lăsat aproape o oră, 40 de minute. Avem totul pregătit, dar nu încep înainte să-i dați un like, să o distribuiți cu prietenii voștri și dacă ești nou, abonați-te la canalul meu pentru că așa ceva nu te învață. Ce facem? Acum doar cu mâna, așa, începem să-l desfacem, da? Foarte simplu. Tragem de colțuri. Încet. Nu vă grăbiți aici. Și chiar dacă se rupe un pic, nu e nicio problemă, da? Ridici, îl vânturi un pic, hop. Uite, am băgat degetul în el, l-am și rupt puțin. Facem loc aici pentru că masa mea e cam mică. Și așa îl desfacem încet, încet. Vedeți? Cu cât stă mai mult, cu atât se întinde și mai ușor, da? Dacă puteți să-l lăsați și 2 ore, puteți să-l lăsați să odihnească. Și îl întindeți și mai ușor și nu se rupe chiar așa. Și ce e foarte important ca să nu se rupă aici, trebuie să folosiți o făină puternică. O făină, cum v-am spus eu, de 13 minim de proteine. Să fie bogată în proteine, da? Dacă făina nu este tare, nu e puternică, vi se rupe aluatul aici. Nu e chiar așa ușor. Și din partea asta o să-i punem un pic așa. Așa, s-a lipit pe plită. Îi punem puțin unt pe el deasupra. Cu o lingură. Eu mi-au spanac. Așa. Și începem să îl umplem cu spănăcel. Sau depinde cu ce îl umpleți voi. Da? Așa îl facem. Era să-l pun aici. Și acum, fără să strângem prea mult, fără să strângeți prea mult, că dacă nu iese tare, așa îl învârtim. Da? Vedeți? Nu-l strâng prea mult. Îl învârt așa. Să învârte el singur. Aici îi întoarce în capetele. Așa. Așa. Și încet, încet. Așa, bine. Bun. Aici îl avem pe primul. Ce fac? Mi-au o tavă, deși nu se lipește, eu îi pun puțin ulei, așa, ca să fim siguri. Ne asigurăm un pic. Și începem să-l punem în tavă. Aici ce mai puteți să-i faceți? Puteți să mai învârtiți așa, dacă vreți. Dacă vreți să-l învârtiți, puteți să-i mai dați o formă, așa. Frumos. Cum vreți voi. Eu încep să îl pun. Și aici la fel. Nu îl strângeți prea tare. Așa. Îl dăm deoparte și continuăm cu celelalte. Punem unt pe el prima dată.
Gata, aici avem melcul nostru și cu restul de iaurt care va rămas, sau dacă nu va rămas, de iaurt, pardon, de unt topit, dacă nu va rămas, mai topiți și îl lungeți un pic pe deasupra, așa, frumos. Și acum, după cum v-am spus, eu am încălzit cuptorul la 190 de grade, cu temperatură de sus și de jos, și o să-l introducem la cuptorul încins. Și o să vă spun eu exact în cazul meu câte minute l-am lăsat. Gata, l-am uns frumos. Așa. Și la cuptor. Gata. L-am scos din cuptor. În cazul meu, a stat între 35 și 40 de minute exact la jumătatea cuptorului. Da? Aici e foarte important, exact la jumătate. Îl las 5 minute să se recorească și revin cu voi să vă spun greșelile pe care puteți să le faceți. Da? Și tot ce am, să recapitulăm tot ce am făcut până acum. Da? Haideți. Dați un like, abonează-te dacă nu te-ai abonat și ne vedem în 2 minute. Prima dată o să-l probez și după aia o să vă explic. Haideți să-l vedem. Excelent! Trebuie să probați această rețetă. Voi umpleți-o cu ce vreți. Haideți să vă spun despre foietaj acum ce se poate întâmpla. Prima dată, cel mai important care eu vă spun, alegeți o făină puternică. Ați văzut, 13% de proteină. Dacă luați cu 9% de proteină, să rupe mai mult aluatul. Să rupe și să face praf. Eu am încercat. Puteți să-l faceți acasă, nu e nicio problemă, dar nu vă iese așa de bine. Lucru 2. Când ați făcut cercurile, le-ați uns cu ulei, lăsați-le minim o oră jumate. Eu le-am lăsat o oră. Cu cât le lași mai mult, cu atât se întind mai bine. Alt secret, da? Când începeți să le deschideți, puneți unt și ulei, cum v-am arătat, dar să fie rece, să nu fie cald, pentru că se rup. Și nu le puneți prea mult, că iar puteți să le rupeți. Le ungeți un pic cu unt și cu ulei și începeți încet, 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 cum v-am arătat eu. După aia, când le împăturiți, la fel, le puneți un pic de unt, faceți cercurile și nu le strângeți prea tare. Ați văzut? Le lăsați, le înroiați așa frumos. Că dacă le strângeți prea tare la cuptor, e tare. Nu mai merg. Da? Și cu astea spuse, aștept că v-a plăcut rețeta, distribuiți-o și cu prietenii voștri, dați-mi un like și lăsați-mi un comentariu când o pregătiți să-mi spuneți dacă v-a ieșit, dacă v-a plăcut. Haideți! Ne vedem într-un video următor. Sunteți iubiți, prietenii mei gurmanți!